Bună ziua, dragilor! Așa cum mi s-a cerut pe contul de YouTube ieri, astăzi voi face o etalare pentru cei singuri. Și avem așa, pachetul 1, pachetul 2, pachetul 3, pachetul 4. Voi încerca să fac pe cât mai multe aspecte ale vieții, eventual dacă veți cunoaște un partener curând și cam la ce să vă așteptați de la această persoană. Vom începe cu pachetul 1. Să vedem pe planul muncii cum stați. Văd că la muncă aveți anumite argumente, anumite conflicte cu colegii dumneavoastră și cu o persoană care ar putea să fie un pic superioară vouă. Conflictele astea nu o să se termine prea curând, dar trebuie să rezistați pentru că... cum să vă explic? Cumva adevărul iese la iveală în toată situația asta în care sunteți prinși. Veți ieși victorioși din certul și veți reuși să aveți o situație mai stabilă, însă momentan trebuie să aveți de-a face cu aceste discuții, pentru că această persoană, bine, nu este că vă vrea ea neapărat rău, dar este foarte posibil mai mult să fie auzit ceva de la o altă persoană și să creadă mai mult acea persoană, dar de îndată ce această persoană va înțelege că voi aveți dreptate și că voi, într-adevăr, nu aveți intenții ascunse și nimic de genul acesta, veți avea un nou început cu această persoană și veți începe chiar să vă înțelegeți mult mai bine. Avem din nou un as și... Practic, din răceala asta, din discuțiile astea pe care le aveți acum cu această persoană, veți începe să vă înțelegeți foarte bine după ce se termină tot episodul ăsta mai greu la muncă. În legătură cu banii, sunt o carte, chiar două. Așa. Bun. Văd că voi vă gândiți să faceți o investiție, vă gândiți să... practic aveți două lucruri diferite. Poate să fie școală și un proiect, nu știu, ceva cursuri și un proiect în afara serviciului pe care să-l faceți part-time și din care considerați că veți câștiga niște bani sau oricum... Aveți cumva două situații și trebuie să decideți în care puteți să investiți timpul și banii dumneavoastră. Aveți mare grijă pentru că situația pe care o vedeți acum ca fiind mai clară, mai stabilă, mai sigură, de exemplu, nu știu, aveți senzația că dacă vă duceți la facultate, după aveți și locul asigurat sau ceva de genul. Bine, nu trebuie să luați în sens ad literam acest lucru, dar vă dau un fel de comparație. S-ar putea ca situația pe care dumneavoastră o vedeți mai stabilă, mai clară, mai sigură, situația care vă dă cea mai mare siguranță în acest moment, să pice. Să pice la modul să țineți de ea cu dinții și să ajungă să fie doar o pierdere de timp și de bani. Deși vreți să continuați cu această situație, nu o să puteți face prea multe pentru că o să intervină tot felul de lucruri care o să vă dezamăgească și o să vă forțeze oricum să vă uitați în cealaltă direcție. Nu mai aveți grijă să nu fie prea târziu și să nu vă dezamăgiți prea tare încât să mai începeți, să pur și simplu să nu mai vreți să începeți nimic. În regulă. Așa.
cu sănătatea, cu sănătatea per general, acum zic per general, sunteți destul de ok. Singura problemă aici este că s-ar putea să aveți niște dureri, niște anumite situații care vă deranjează și nu le luați prea mult în seamă. Ziceți, dacă mă doare capul, nu știu, o să treacă sau n-am nimic, că am mai avut dureri de genul și nu s-a întâmplat nimic sau ceva de genul, cumva neglijați. Nu se întâmplă nimic apocaliptic, deci nu vă gândiți că se întâmplă ceva apocaliptic acum. Însă bine ar fi să luați în seamă și să mergeți la doctor cu durerile astea, pentru că puteți primi tratament și să nu ajungă la tot felul de complicații, să nu se ajungă la situații mai grele. Puteți evita asta foarte ușor. Și acum despre dragoste. Dacă veți întâlni pe cineva curând, interesant. Deci putem începe. În legătură cu situația, dacă veți întâlni curând viitorul partener sau ceva de acest gen, indiferent de cum ați vrea să puneți întrebarea, cel mai probabil majoritatea dintre voi deja îl cunoașteți, dacă nu îl veți cunoaște destul de curând. 3-7 săptămâni, aș zice. Așa. Cu această persoană s-ar putea ca la prima vedere să, nu știu, să credeți că are ceva de ascuns sau să-l credeți cumva căsătorit, să-l credeți cumva că are pe altcineva, dar această persoană este mai degrabă văduv și văduvă și încă nu a trecut peste acea perioadă. Nu este că are pe altcineva, doar pur și simplu nu a reușit încă să treacă și probabil de asta vedeți ca și cum, nu știu, are poze cu soția sau poartă încă verigheta sau situații de acest gen. Nu este care pe altcineva, pur și simplu, după cum am zis, încă nu a trecut cu totul peste acea durere. S-ar putea să aveți conflicte cu această persoană, fie pe tema asta, fie pe tema, fie pe, nu știu, aveți niște conflicte mai vechi care încă nu sunt rezolvate pentru unii, cum am început citirea cu o persoană cu care s-au certat, care are un post un pic mai superior, poate fi vorba chiar de această persoană. Și veți primi destul de curând un mesaj, nu mai continuați să sperați, nu vă pierdeți speranța, s-ar putea ca această persoană inclusiv să vină cu o vizită către dumneavoastră și să puteți discuta mai multe în acea vizită, pentru puțini dintre voi este posibil ca această persoană să aibă o funcție destul de mare, să fie un om destul de important, să fie un om destul de mult văzut pe parte publică. În regulă.
Și acum trecem la doi. Să vedem ce se întâmplă aici cu munca. Bun. Cu munca aici vă văd mai mult blocați în acest loc de muncă, probabil și din cauza situației actuale cu coronavirusul sau probabil există și alte lucruri ce vă țin un pic blocată. Vă simțiți de asemenea destul de urmărit la ce, sau urmărită la ceea ce faceți la locul de muncă, dar totodată aici... Mai aveți multe lucruri de făcut la modul, dacă vă gândeați că imediat ce se termină situația cu coronavirusul să plecați, n-aș putea zice că reușiți să plecați. S-ar putea ca aici să intervină o promoție sau cumva cineva să vă ofere ceva, dar nu la modul doar că meritați, pentru că de meritat, da, într-adevăr, meritați mai mult, dar mai mult ca să vă închidă cumva gura și să rămâneți acolo, pentru că aduceți destul de multă valoare în acea firmă, în acel grup, în acea organizare și nu vor să vă piardă. Vă vor oferi anumite beneficii pe care le-ați cerut și așa mai departe, dar nu va fi la nivelul pe care îl meritați. Per general, văd că vă veți complace cu această situație și veți rămâne aici. După cum am zis, este posibilă o promovare sau o implicare în mai multe proiecte, ceva de acest gen, și proiectele dumneavoastră vor fi foarte bune, vor fi cu reușită, potențial și foarte mare și reușită 95% dacă rămâneți focusați aici. În regulă, cu banii. Cu banii nu prea sunteți mulțumiți. O secundă. Cu banii nu sunteți mulțumiți, cumva aveți senzația că nu vă ajung, că nu vă sunt suficienți, nu vă sunt... nu sunt cât aveți dumneavoastră nevoie, dar dacă aveți grijă și vă organizați foarte bine în... cheltuieli, aveți foarte mare grijă pe ce cheltuiți, în ce situații și așa mai departe, veți realiza că aveți suficient și în plus veștile de mărire sau cum am zis la locul de muncă, ceva beneficii în plus, vă mai liniștesc aceste teme. Încercați să nu treceți de la partea precaută la partea anxioasă, pentru că deja acolo este o problemă. Și... de descurcat, da, într-adevăr, o să vă descurcați. Numai momentan aveți un pic grijă, faceți-vă, nu știu, o listă cu cheltuieli, vedeți ce are rost, în ce are rost să cheltuiți și în ce nu. Și vă veți descurca. În regulă. Pentru sănătate.
În legătură cu sănătatea, pot zice că aveți o problemă pe care cumva o intuiți că este acea situație, dar încă nu sunteți siguri. Bine ar fi să mergeți să faceți analizele. Într-adevăr, intuiția dumneavoastră are dreptate, însă nu este totul pierdut. La modul, nu trebuie să vă speriați, nu trebuie să vă impacientați, pentru că lucrurile nu sunt chiar atât de negre pe cum vreți să le vedeți. Ce aș putea zice în această situație este că această problemă de sănătate ce vă va face un pic probleme, vă învață practic o lecție. Cel mai probabil să lăsați trecutul în urmă și să trăiți în prezent, să învățați să fiți onești cu voi înși voi și să nu mai faceți lucruri doar de dragul celorlalți, pentru că nu ajungeți niciunde. Prin această problemă de sănătate veți realiza că trebuie să fiți mai aliniați cu dumneavoastră, trebuie să vă cunoașteți mai bine, trebuie să vedeți exact ce vreți, cum vreți, și să vă conduceți viața un pic diferit, mai mult în funcție de propriile nevoi și mai puțin față de ale altora. S-ar putea să simțiți nevoia să vă retrageți o perioadă, este în regulă, dar încercați să nu mergeți prea multă parte negativă și învățați să vă cunoașteți pe voi, învățați să fiți în bune relații cu voi înșivă și să vă exprimați așa cum simțiți nevoia să o faceți. Și acum despre partener. Dacă veți cunoaște o persoană curând, da, veți cunoaște o persoană destul de curând, 20. Deci, între 1 și 4, 2 secunde. Ok, mai degrabă către 4. 4 ore, 4 zile, 4 săptămâni. Dar cumva va fi o dată de 20. 21, vedeți cum se încadrează la voi, sau ora 20 peste 4 zile sau peste 4 săptămâni, ceva de acest gen va fi. Oricum, fiți atenți la numerele 20, 21 și 4. Acolo. Să vedem ce mai putem afla. Deci, ca și persoană cunoscută, da, veți cunoaște o persoană nouă, destul de curând, cu care puteți ajunge chiar la căsătorie, dacă doriți. Este o persoană care este dreaptă, dar de asemenea uneori poate fi prea dură în judecată cu voi. Veți primi mesaj de la această persoană. Este posibil ca această persoană să mai fi fost căsătorită odată. Cumva problemele de gelozie i-au afectat fosta relație. Așa. Per general, situația este foarte bună, doar aveți grijă ca acea gelozie care a afectat relația anterioară să nu fie din chiar a sa, din trecut. Cât despre falsitate, cartea care mi-a picat aici, s-ar putea să nu fie ori corect, ori să nu vă spună despre un copil pe care l-are cel mai probabil din anterioara relație, fiți un pic cu ochii deschiși și cu urechile ciulite. Această persoană este o persoană foarte orientată către carieră, dorește să... Bine, deja cred că are o situație financiară destul de bună, dar dorește să și-o îmbunătățească și mai mult. Este genul de persoană de afaceri. Are foarte multe cunoștințe, foarte multe relații.
este pur și simplu foarte preocupat. S-ar putea ca cel puțin o perioadă să vorbiți mai mult prin mail-uri și abia apoi să decideți să vă întâlniți sau ceva de acest gen. Ok. Bun, și am terminat cu pachetul numărul 2. Pachetul numărul 3. La muncă. La muncă aveți grijă că cineva tot încearcă să vă înlocuiască. Cineva tot are ochii puși pe postul dumneavoastră, cel mai probabil o altă femeie. Dacă dumneavoastră sunteți zodii de pământ, atunci după voi este o zodie de apă și viceversa. Această zodie de apă, nu știu, de obicei îi place să fie foarte tăioasă cu cuvintele, îi place să fie foarte dură, să aibă ultimul cuvânt, să aibă să aibă întotdeauna ceva de zis, ar putea din când în când să spună mai mult decât este cazul sau să vă bârfească foarte mult pe la spate. Vă urmărește foarte mult și foarte intens, vede postul dumneavoastră ca fiind ceva mai sigur, ceva mai clar, ceva pe care se poate baza și ceva ce poate controla, însă s-ar putea ca, dacă obține acest post, să se ardă singură. Pentru că nu este genul de persoană care ar putea manevra postul dumneavoastră. Pur și simplu n-ar putea. Deci, să vedem despre dumneavoastră dacă va reuși și ce ar trebui să știți. Bun. Este foarte probabil ca această persoană să și reușească, însă nu trebuie să vă impacientați. De ce? Pentru că este foarte posibil ca la o vreme după ce această persoană vă preia locul, să fie dat afară această persoană și cumva să primiți un mail sau un mesaj de la fostul loc de muncă care să vă cheme înapoi. Dar oricum această schimbare voi vă lasă să vedeți că aveți mult mai multe opțiuni și mult mai bune decât cea din momentul prezent. Deci, situația nu este atât de rea, nu este atât de neagră, nu trebuie să vă panicați, dar probabil v-ați atașat de acest loc, probabil există o istorie, există un trecut care vă mai ține legată de acest loc de muncă sau pur și simplu știți că, nu știu, este destul de stabil pentru voi și voi teamă de o schimbare, dar nu ar trebui să vă fie teamă pentru că lucrurile se văd destul de bine în această situație, nu aveți de ce să vă speriați în adevăratul sens al cuvântului. Lucrurile sunt în regulă, chiar dacă se schimbă locul de muncă, pentru că uneori trebuie să vedeți că valorați mai mult decât credeți dumneavoastră în acest moment. Așa. Pentru bani. Dacă așteptați o sumă mai mare de bani să vă vină sau o oarecare sumă să vă puteți baza pe ea sau orice de acest gen, să știți că vă vine, dar nu vă aruncați în suma asta, nu începeți să o cheltuiți imediat. De ce? Pentru că s-ar putea să descoperiți
că sunt niște lucruri, niște aspecte pe care ar trebui să le luați în vedere și în acest moment nu le știți. S-ar putea că dacă pur și simplu cheltuiți această sumă peste, nu știu, o săptămână, două, o lună, să zicem, vă treziți că pur și simplu o parte din acești bani trebuie dați în altă parte, de exemplu, plătite impozite sau, nu știu, o parte din banii reveniți ar trebui să-i mai revină și altei persoane, dar nu s-a făcut, dacă ține de instituțiile statului, nu s-a făcut reținerea de la sursă și au făcut o greșeală dându-vă mai mulți bani sau ceva de acest gen. De asta zic, aveți grijă. Banii vă vor prinde foarte bine pentru această perioadă, că mai ales dacă veți pleca de la locul de muncă. Într-adevăr, dar asta nu înseamnă că trebuie să-i cheltuiți și imediat. Deci chiar nu. Chiar nu sfătuiesc asta sub nicio formă. Încercați să vă trăiți stilul de viață normal, fără alte modificări, fără lucruri extravagante, fără un stil de viață normal, moderat. Și veți reuși să fiți în regulă și când aceste noutăți vă vor apărea din senin. Încercați să nu rămâneți gândindu-vă la trecut, pentru că trecutul, mai ales pe plan financiar, nu știu de ce îl vedeți foarte pozitiv, dar sincer eu nu-l văd să fie cumva mai bun în vreun fel decât ceea ce aveți acum. Adică, da, probabil, nu știu, aveați mai mult timp de mai mulți bani de cheltuit, dar nu aveți timp deloc pentru voi și vă extenuați pur și simplu. Și aveți senzația, păi da, dar atunci mi era mai bine. Nu neapărat banii ne fac să ne fie bine, ci trebuie să mai ținem cont și de cum ne simțim noi. Suntem odihniți, suntem epuizați, cât stres acumulăm și așa mai departe. Mă reculăm. Iar mi-a căzut o carte. În ultimele zile tot cad. Așa. Bun. Să vedem cu sănătatea. Interesant. Trei cărți și toate arcane majore. Acum salut lanțul. Bun. Atât am e suficient. Voi aveți o problemă. Nu este o problemă nouă, dar este probabil ori să nu știți într-adevăr câte implică și ce implică, ori să nu o fi descoperit încă. Încercați să vă faceți analize pentru că o să descoperiți această situație la timp și s-ar putea să trebuiască să faceți niște drumuri mai lungi pentru analize sau pentru operații sau ceva de genul. Duceți-vă fără frică pentru că veți reuși să rezolvați această problemă. Nu vă panicați, veți ieși învingători din toată această situație, doar faceți-vă curaj și mergeți să rezolvați problema. Așa. Și dacă veți găsi pe cineva nou în perioada apropiată.
Aici nu este vorba de o persoană care a rămas văduvă sau văduvă. În regulă. În această situație văd că este cineva în jurul vostru, dar nu este o persoană nouă. Este o persoană ce a fost în jurul vostru de ceva mai multă vreme. Dumneavoastră încă suferiți după o pierdere. Și încă stați uitându-vă la acea pierdere. Nu vreți să vedeți altceva. Dar este o persoană în jurul vostru în acest moment ce tot încearcă să facă pași mărunți către voi, astfel încât voi să înțelegeți că această persoană își dorește ceva cu voi. Încercați să ridicați capul, să nu mai stați cu el în pământ, pentru că nu puteți vedea această persoană dacă vă gândiți la trecut. Vor exista noutăți în viața dumneavoastră și schimbări majore. E o perioadă în care aveți anumite tranziții de făcut pe toate planurile și veți ajunge să vedeți și această persoană cu alți ochi. Persoana asta este o persoană destul de serioasă, este o persoană cu intenții clare, numai problema este că dacă nu deschideți acum ochii, s-ar putea să-i deschideți prea târziu după ce această persoană pleacă din viața voastră. Ca și potențial, există potențial de o căsătorie foarte fericită, va fi o relație constantă, nu va fi cineva care vine și pleacă din viața voastră, va fi o persoană care probabil trăiește la distanță dar vă va, de dumneavoastră, dar vă va vizita des. S-ar putea să vi se pară inițial că persoana asta este un pic falsă, dar nu este deloc așa. Încercați să nu vă mai părsați nervii, pentru că în foarte multe cazuri s-ar putea să vă dați seama că această persoană de care vă zic acum este o persoană care v-a suportat foarte mult nervii, deși nu avea nicio obligație să o facă, v-a suportat foarte mult toanele, toate stările proaste, toate supărările, cumva v-ați descărcat la această persoană sau direct pe această persoană. Și nu v-a zis prea multe, mai mult, pur și simplu v-a suportat, însă în interiorul lui nu este că i-a plăcut cum v-ați comportat cu el. V-am zis că aici este vorba să fie vorba, aici e posibil să fie vorba de o persoană care a pierdut un fost partener prin moarte, sau probabil dumneavoastră sunteți această persoană, însă lucrurile se văd destul de benefice pe viitor. În regulă. Și varianta numărul 4, imediat o vom afișa. Să vedem cum mânca. Bun, deci aici deja văd două posibilități, dar ambele sunt bune. Bun, după cum ziceam, prima posibilitate este ca dumneavoastră să fi decis gata, nu mai suport felul în care s-au comportat colegii sau ce mi s-a întâmplat la lucru sau cât de mult mă implic și am nevoie de o noutate sau pur și simplu monotonia, ceva de genul, și aveți nevoie de o noutate și doriți să lucrați la un nou loc de muncă, la un nou proiect, însă vă simțiți totodată excluși din fostul loc de muncă. Încercați să nu mai fiți atâta pe gânduri cu ce vreți să faceți, doar faceți pasul și lucrurile vor fi destul de bine. Pentru cealaltă parte, văd că vă simțiți excluși pentru că ați fost dați afară, dar oricum
lucrurile sunt bine și pentru dumneavoastră. Acum, am terminat partea diferențiată de citire, de aici este la comun. Bun. Deși vă simțiți excluși, deși vă simțiți, nu știu, a cincea roată la căruță sau ceva de genul, nu este atât de rău. De ce? Pentru că pentru dumneavoastră va fi mai benefică această schimbare. Fie veți avea un post unde este un pic mai bine plătit, fie veți fi un pic promovați, veți avea o poziție un pic superioară, ierarhic. Aveți o intuiție, aveți o experiență ce vă pot ajuta în nou loc de muncă extrem de mult și aveți posibilitatea nu doar să luați acum o poziție mai sus, ci și să avansați în general în acea poziție. De exemplu, puteți intra ca un fel de șef de echipă și, și peste câteva luni, un an, de exemplu, să fiți manager, ceva de acest gen. Deci există foarte mare potențial de promovare la noul loc de muncă, nu vă speriați, nu vă panicați, nu vă simțiți excluși, pentru că lucrurile merg în bine. Deci aici chiar lucrurile merg în bine, nu aveți de ce să vă supărați, nu aveți de ce să stați triști. Deci chiar se vede că va fi bine. La bani, să vedem cum veți sta cu banii. Asta destul de bine, aș putea zice, dacă așteptați niște bani ce i-ați împrumutat cuiva și aveți senzația că nu mai vin, ba vin către dumneavoastră, numai că vin exact atunci când veți avea nevoie de ei și când nu vă așteptați. Încercați să vă clarificați foarte bine pe ce ar trebui să cheltuiți și pe ce nu, pentru că o să fie nevoie de organizare suplimentară din partea voastră și sume mai mari vor veni către dumneavoastră, dar nu chiar acum, va mai dura o vreme. Dar până la urmă vor veni. Bani. Vedem cum stați la bani. De fapt, asta a fost de bani. Sănătate. La sănătate. Bun, deci în legătură cu sănătatea dumneavoastră aș putea zice în felul următor. Este o problemă ce vă dă bătăi de cap de mai multă vreme. S-ar putea să fi fost pur și simplu niște simptome pe care, chiar dacă le-ați avut, să vă fi lăsat repede sau ceva de genul, dar situația în sine ar trebui să știți că nu este nouă. Deși încă nu știți că este o problemă reală de sănătate, da, este. Din nou vă recomand să vă duceți să vă faceți analize, pentru că s-ar putea să regretați mai târziu dacă nu le faceți acum. În afară de problema asta, văd că stați destul de ok cu sănătatea, la modul și dacă aveți alte probleme le puteți ține sub control. Aveți medicamentație, bine, probabil unii dintre voi aveți aici probleme cu inima, nu este neapărat pentru toată lumea, dar pentru unii, da? Așa. Problema este că dacă nu rezolvați acum problema aceasta, s-ar putea să vă facă probleme pe viitor. Încet, dar sigur, încercați să nu ajungeți în al 12-lea ceas la medic, pentru că nu vă fi prea drăguț. În regulă. Și dacă întâlniți o persoană nouă curând, da, va fi o persoană nouă, aici văd că deja toate, deja cărțile mi spun suficient,
Dar eu deja, eu mai am câteva, în regulă. Bun. Aici aveți de făcut o decizie între două persoane. Nu neapărat că aveți ceva cu ambele persoane în același timp, dar sunt pur și simplu două persoane care doresc să vă atragă atenția și va trebui să alegeți cui îi oferiți această atenție. Sfatul meu ar fi aici să luați o hotărâre, indiferent pe care l-ați alege, și să nu vă uitați în urmă, pentru că aici sunteți într-o mentalitate în care, indiferent pe care l-ați alege, ați plânge după celălalt, ceva de genul. Încercați să vă hotărâți. Veți reuși să faceți alegerea bună, veți ajunge la căsătorie cu această persoană, veți putea avea și un copil cu această persoană, dar aveți grijă că s-ar putea să fie foarte multă gelozie din partea acestei persoane, aveți grijă încă de la începutul relației cum o gestionați, cum puteți să o rezolvați, pentru că această gelozie s-ar putea să ascundă o anumită stare precară, niște traume nevindecate, este nevoie de consiliere în legătură cu această gelozie. Această persoană trăiește foarte mult în gândul său, tocmai de aceea uneori face din țânțar armăsar, uneori vă poate acuza de lucruri pe care nu le-ați făcut. Cel mai bine ar fi dacă ați reușit să convingeți această persoană să meargă măcar pentru o vreme la consiliere, să înțeleagă că aceste gânduri sunt pur și simplu temerile lui, nu înseamnă că se și întâmplă. În regulă. Cam atât am avut de spus și pentru voi. Vă mulțumesc că m-ați urmărit. Vă rog să dați like acestui videoclip, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel dacă deja nu ați făcut-o. Și să ne revedem cât mai curând. La revedere!